Timișorenii au participat în număr mare luni seara la denia canonului Sfântului Andrei Criteanul, oficiată la Catedrala Mitropolitană a Banatului. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte mitropolit Ioan. Sfântul Andrei Critean își aruncă privirea și asupra lui Iov. Ce să învățăm noi din viața lui Iov? De la Iov, cel de pe gunoi auzind, o suflete al meu, că s-a îndreptățit, n-ai râvnit bărbăției aceluia, n-ai avut tăria gândului lui, întru toate care ai cunoscut, în cele ce ai știut și în cele te-ai ispitit, ci te-ai arătat nerăbdător. Iată răbdarea lui Iov și nerăbdarea noastră. În toate bisericile ortodoxe, vineri seara se va oficia denia acatistului Bunei Vestiri.